Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați văzut imaginile cu flagrantul lui Dumitru Buzatu, da? Toate. Mie mi se pare de neuitat, mi se pare o relevanță cu totul specială în momentul acela când procurorul îi numără pachetele cu banii din portbagaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Corect? Corect. 25 de pachete, a câte 50.000 de lei pachetul, 1.250.000 de lei. Știi cât îți ia să numeri 1.250.000 de lei? În 15 secunde. În pachete de 50.000. Da. Altfel durează ceva mai mult. Da. 50.000 de lei net, fără taxe așadar, fără impozite, bani în buzunar, fără contribuție la sănătate, fără contribuție pentru șomaj, fără rețineri la sursă, fără impozit pe cifra de afaceri, fără TVA, fără toate hangarele astea pe care trebuie să le plătească fraierii în România. Și fără aia 70%, nu? Care urmează să... Din ce nu poți să demonstrezi? Exact. Economiile mele, cum spune baronul roșu PSD Dumitru Buzatu, PSD la momentul flagrantului, evident, că l-au exclus după, în mod evident. Ai văzut că s-au grăbit mai repede ca niciodată. Da. Nu convinge pe nimeni povestea asta. Toată familia Buzatu este legată de PSD organic de zeci de ani. Fosta soție, au dat-o afară și pe fosta soție din partid. Am văzut că s-a supărat destul de rău. Da, s-a supărat. Sanchi. Și dânsa, senator PSD, fiul secretar de stat din partea PSD, adică, serios, poze, Ciolacu își punea poze acum câteva luni cu Buzatu, prietenii mei din Moldova, Arsene și Buzatu, unul condamnat, unul prins în flagrant, prietenii lor. Deci, 20, ca să revenim, 25 de pachete a 50.000 de lei, aș vrea să întreb, câți români au salariu anual de 50.000 de lei, net, bani în mână? Asta înseamnă aproape 4.200 de lei lunar. Deci, salariul mediu net. În ianuarie anul acesta, salariul mediu net la nivel național era de 4.254 de lei lunar. Cu alte cuvinte, șpaga luată de Buzatu înseamnă 25 de ani de muncă. Când număr 25 de pachete, 50.000 de lei. 25.000 de salarii anuale de 50.000 de lei. Când numără procurorii 1, 2, 3, 4, nu știu ce, 25, fiecare număr, asta trebuie să înțelegeți, 50.000 de lei salariu pe un an al unui român bine plătit în țara asta. 25 de ani de muncă luați ca șperți din suma alocată de stat pentru construcția unor drumuri în județul Vaslui, unde e baron Roșu Buzatu și șef la Consiliul Județean de mai bine de 10 ani. Apropo, că ați văzut imaginile cu reținerea. Când e oprită mașina, el e într-o dace de asta, e mașina de la Consiliul Județean și vin din spate procurorii, probabil că în față este un blocaj, ies, se duc. Ce ironie, reținerea a avut loc pe un drum asfaltat parțial. Adică în imagini, nu știu dacă a fost intenționat momentul respectiv, dacă chiar acolo special au vrut ca să dea acest semnal. Dar șpaga era luată pentru plata unor lucrări pentru asfaltarea unui drum și drumul respectiv este asfaltat doar parțial. Se termină asfaltul brusc și după aceea este mașina pe drumul de pietriș, de macadam. Poate cine știe, poate chiar ăsta, habar n-am, poate ăsta o fi fost drumul respectiv care era șperțuit. Dar banii aceștia, revenind, dijmuiți de șeful PSD al județului Vaslui, de unde credeți că vin ei de fapt? Șperțul ăsta, milionul ăsta, sfertul ăsta de milion de euro, de fapt. Din taxele și impozitele plătite de români, de fapt, din taxarea și impozitarea sutelor de mii de români, pentru care un salariu de 4.200 de lei net lunar înseamnă încă un vis de neatins. 25 de ani de muncă aruncați într-un portbagaj, într-o gentuță, lângă o sfoară cu covrigi, o oală cu capac, o pungă de plastic, o cutie de carton, mai era o sticlă acolo de cola, poate avea cola, poate avea un molan, că... Îți mulțumesc pentru șpagă, zice Buzatu, că eram pe drojdie. Câți dintre cei care ne ascultă n-au numărat la un moment dat cu îngrijorare banii din portofel, înainte de salariu, gândindu-se că nu-i mai ajung? Senzația aia când îți îngheață, cum să spun, se face un gol în stomac.
când îți numeri banii până la salariu și îți dai seama, bă, nu mi-ajung, aș mai avea nevoie de 1.000.000-2 de lei vechi ca să plătesc o factură, ca să iau ceva de mâncare, ca să plătesc ceva pentru copil și nu mai sunt pe drojdie. Asta, pentru ăsta e pe drojdie. Ce înseamnă că e pe drojdie pentru Buzatu când el se salvează cu 250.000 de euro? Eu acum îmi dau seama că ei practic trăiesc ca noi. Da, numai că în altă monedă. Da. De ce? De ce au fi luat banii ăștia? Adică a luat Mită un sfert de milion de euro ca să aprobe plata unor contracte pe bani publici pentru lucrări ce trebuiau făcute în interesul public. Drumurile erau pentru cetățenii locuitorii din acest județ, altfel cel mai sărac județ din România, Vaslui. PIB-ul pe cap de locuitor în Vaslui este la jumătate față de media națională. Toată Moldova se depopulează din cauza sărăciei. Sărăcia este provocată și întreținută de acești ticăloși, că sunt literalmente niște ticăloși. Sunt niște infractori care s-au cocoțat la șefia județelor respective, la stăpâneala județelor respective. Uitați-vă la averea familiei Buzatu. Dacă vreți, șpaga cu care a fost prins alaltă ieri nu e vreo excepție. Adică sper că nu e nimeni atât de naiv în țara asta să creadă că s-a întâmplat odată. Colegii lui de partid erau șocați. Erau șocați că a fost prins? Sau ce? Cum adică erau șocați? Păi da, și cum? Știm, se transferă proprietăți pe la rude, pe la alea, salariul de bugetar. Când îl întrebi, a întrebat la un moment dat un reporter, a întrebat-o pe soție, cum explică averea asta uriașă într-un salariu de bugetar? A, nu, zice, eu știu cum muncește, se duce la prășit. Deși cine se duce la prășit în țara asta, toți bătrânii de prin sate au greșit ceva în viață, de ei nu au averi ca familia Buzatu și nu se trezesc cu un sfert de milion de euro pe bagaj. Economiile mele, cum spune domnul Buzatu. Apropo, credeți că în domnul Buzatu ăsta o fi fost vreo clipă măcar îngrijorat că cresc taxele și impozitele în România? Vreo clipă a zis, aoleu, o să mă afecteze? Păi nu-l afectează creșterea de taxe și impozite. Pentru că încă o dată, ăia 25 de ani de muncă a unui român și pagă din portbagaj, sunt bani netaxați. Păi ăia nu plătește niciun fel de contribuții, niciun fel de taxe, niciun fel de nimic. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.